Lucrările de modernizare a drumului județean 561A Giurgița-Urzicuța-Fumați-Băilești-Mozăței-Unirea-Plenița, limita cu județul Mehedinți, au demarat în anul 2020. Proiectul a fost împărțit în două loturi. Tronsonul 1 a început din localitatea Giurgița până în localitatea Mozăței, iar al doilea din Mozăței până la limita de județ. Au durat în jur de 3 ani și câteva luni toată investiția. În 2020, august, semnam noi ordinul de începere și eram în zona Giurgița-Urzicuța, acolo s-a început. Acum, după 3 ani și aproape 3 ani și jumătate, drumul este gata și putem spune că străbate pe jumătate tot județul și avem inclusiv conexiunea cu Mehedințiu după localitatea Plenița. La evenimentul de inaugurare au fost prezenți toți edilii localităților pe unde trece drumul. Avem un drum modern, un drum european. Mulțumim Consiliul Județean pentru toată implicarea. Se pare că avem o echipă tânără pe această care vreau să mai mulțumesc pentru toată peisagistica adusă comunității unde o reprezint. Au fost făcute parcări, șanțuri betonate, au fost amenajate zonele din fața curților oamenilor, toate pe placul locuitorilor. La fiecare curte e intrare, e frumos, e alee pentru pieton, e... Da, e mulțumitor. Toți care au contribuit la așa ceva au făcut un lucru extrem bun. Pentru populație, că nu s-au spătut pentru ei. Pentru noi oamenii e rând și mai grei și mai ușori, facem treabă bună, bună. În Dolj s-au modernizat în 4 ani din fonduri europene peste 200 de kilometri de drumuri. E vorba despre o investiție de peste 150 de milioane de euro.